S-a tras linie, au fost publicate listele cu persoanele admise sau respinse la concursul de încadrare în rândul Poliției Române. În Prahova nu au fost ocupate toate posturile, 4 locuri rămânând libere. Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a avut la concurs 46 de funcții, respectiv 45 pentru încadrare din sursă externă și una pentru reîncadrare de persoană. Cea mai mare medie din județ a fost obținută de o tânără. Iulia Nan a fost admisă cu nota 9,7 la postul de poliție din Valea Călugărească. Dintre cele 42 de persoane admise, 18 sunt fete. Din totalul de 785 de candidați înscriși, doar 305 au depus dosarul în volumul complet și au trecut și de testarea psihologică. Cele mai multe cereri de înscriere au fost pentru posturile scoase la concurs la nivelul postului de poliție comunal Păulești. Aici au fost scoase la concurs 2 posturi de agenți pe care s-au înscris 14 candidați. Cei 2 candidați care au câștigat concursul au obținut nota 9,4 și 9,350. Următorul, de fapt primul sub linie la aceste posturi, obținând media 9 și 10. Mare. Foarte mare. În perioada următoare, candidații care au fost declarați admiși vor merge la cursuri de formare.